Să știți, stimați prieteni, că ce vedeți nu este teiul lui Eminescu, deși este în floare. Ce vedeți acolo este statuia lui Dimitrie Cantemir, un personaj reprezentativ pentru județul Vaslui, pentru țara românească, pentru Europa. Iar ce vedeți în imaginea imediat următoare este primarul de la Dimitrie Cantemir, domnul Roman, pe care îl salut în numele dumneavoastră și mai ales cu plăcerea personală a mea. Bine v-am găsit, domnule primar! Bine ați venit, domnule. Din punctul meu de vedere, la dumneavoastră aici, la Dimitri Cantemir, este așa un fel de oază de liniște, așa cum apare acum, s-aud păsările cât de cât cântând, teiul înflorește, lumea nu circulă prea mult, dar e liniște din punctul meu de vedere. E altă percepție la dumneavoastră? O altă percepție, lumea este liniștită la ora actuală, na, care-s pe câmp, care-s pe acasă cu alte treburi, liniștea din zilele de lucru care nu prea circulă lumea, multă lume este la treabă. Nu... Am văzut câțiva la primărie, deja i-ați cam întrebat ce vor, ce fac, ce nevoie au. Da, 5-6 cât era. Vin dimineața la primărie, rezolvăm problemele cât se poate într-un timp de scurt, pentru că oamenii după aia scoase pleci la treabă, să nu-i ținem la... Am văzut că cineva v-a invitat că sunt încălcări de proprietari, de proprietate, de haturi, de nu știu ce. Da, la noi în comună cam problema principală în fiecare an, mai ales în perioada asta când lumea își adună fânul pentru animale din fânețele care le dețin, la legile fondului funciar, nefiind puși în posesie efectiv în teren, ei merg anual să ceartă între dânsii și mai încalcă câte un metru, câte doi, unii aș mai eu fânul unul la altul, asta e treaba. Mergem pe cât posibil să-i aranjăm, să-i liniștiți, că asta e menirea noastră. Așa, aveți în fiecare zi reclamații de tipul acesta sau mai sunt și altele legate de pământ, de învățământ, de cultură? Aceste probleme sunt periodic. Spre exemplu, în perioada de toamnă, când încep arăturile, sunt probleme cu terenurile arabile. În perioada de primăvară la semănate, iar la fel, în perioada de vară cu fânețele, când e vorba de cosit iarba, deci sunt periodice. Apropo de floarea de tei și de vara care s-a instalat acum, mai aveți livada ce? Dintr-un sat component? Era o vestită livada. A fost livada de la Frigeni, în suprafață de 100 de hectare, care au aparținut fabricii de conserve, fostii fabrici de conserve de la Huș. Nu mai este nimic, s-au uscat, nu mai fost întreținută, nu mai... Și terenul mai aparține cuiva sau a rămas? Terenul aparține Comunii Pădureni, a fost retrocedat la legea 1 din 2000. Dar oamenii de aici, din Dimitrie Cantemir, din comuna Dimitrie Cantemir, care are câți locuitori? 2670 locuitori. Hai zicem că 10% măcar îți plecați, deci vreo 2000 de prezenți? Sunt mai bine de 10%. Așa. La lucru, cu ce se ocupă acum? Acum locuitorii comunii se ocupă cu agricultura, dar cum e anul ăsta la noi în comună, spre exemplu, este o perioadă de vreo 3 luni de zile de când ne-a dat un strop de ploaie, anul ăsta slabă speranță cu agricultura. Totuși câmpul arată frumos, am văzut să înălbit, orzul gata? Da, dar el ca și culoare e frumos, dar ca producție nu știu cât de frumos o să fie, vom vedea. Foarte proastă producția anul ăsta, iar la culturile de primăvară sunt calamitate în procent de 70-80% din cauza lipsii precipitațiilor și a căldurilor, a temperaturilor ridicate din primăvară, vară. Din păcate aveți dreptate. Da. Deci nădejdea în ziua de mâine, în recolta de mâine? Nu, mare speranță nu se pune nici la societățile mari, nici la... Mai aveți aici un întreprinzător, Ienache Morări sau? Ienache Morări, da, chiar și el e descurajat din punctul ăsta de vedere. Cel puțin la ora actuală mai avea și el vreo
jur de 100 de hectare care nici nu puteau să le seamene din cauza secetii și uscăciunii, da. Uscăciunii, da. Cum explicați, domnul primar al comunei Dimitri Cantemir, domnule Roman, că în agricultură mergem totuși din rău în mai rău? Sau așa mi se pare mie, poate nu e așa? Nu, o să mergem, dacă e să discutăm la nivel de agricultură, putem spune că zootehnia să merge mai prost. Datorită faptului că animalele la ora actuală nu sunt plătite ca și preț per kilogram, oamenii s-au descurajat, efectivele de bovini cel puțin sunt decimate puternic. Cândva vă lăudați că aveți un șeptel, da, serios. La ora actuală nu știu dacă mai sunt jumătate. Dacă mergem să ne uităm pe imașurile comunale, vedem câte un căr de vaci de, zici că e a unui singur persoane, nu prea mai, mai sunt bovini. Ce anunță cetățenii ăștia cu microfonul lor? Mâine la Hurduj o să vină o echipă de medici la București, faci niște controle gratuite. Deci consultul va fi gratuit, medicația va costa, că nu se poate așa. Medicația va costa în funcție de ce va solicita omul, de ce va dori, va dori omul să iei în urma rezultatelor medicale care le vor face. Să ne întoarcem la primăria pe care o conduceți. Ce problemă importantă are primarul astăzi, mâine? Cea mai mare problemă care o am la nivelul comunii este blocajul financiar care l-am de vreo 2 ani de zile. Avem conturile blocate de către Ministerul Dezvoltării. Comuna Dimitri Cantemir are de retrocedat vreo 38 de miliarde de lei în urma unui contract de cesiune încheiat în 2011 cu o firmă care... Așa de sunt mai mare, mare din... Sunt mai foarte mare. Eu am fost pe la, din, în repetate rânduri pe la Ministerul Dezvoltării, am discutat cu domnii juriști de pe acolo. La un moment dat, din niște discuții cu doamna directoare la Departamentul de Lucrări Publice, le-am spus că doamna, dacă vin de comuna, n-are de unde lua acești bani. Așa că mai degrabă să aibă înțelegere. Dar problema e că nu ne dă nicio speranță, niciun fapt concret să spunem așa. Domnule, faceți asta sau faceți... Nu, trebuie să ne ducem la judecătorii, să mergem în instanță să ne judecăm. Am fost odată, Curtea de Apel la Iași ne-a respins-o pe motiv că s-a prescris că am depus o contestație prea târziu. În instanță, noi am mers pe calea amiabilă, tot am discutat la minister, am discutat la nivele superioare, mi-au spus că să facem așa, că când le-am... Nu știu, e o situație ambiguă așa. Totuși, în primărie, activitatea am văzut că se desfășoară normal, aveți informatizare bine pusă la punct, oamenii sunt la... i-a văzut optimiști, asta înseamnă că le asigurați cel puțin salariile. Salariile, da, ne asigură salariile, iar în ceea ce privește funcționarea, deci o asigurăm din încasări. Din ce încasăm, asigurăm plata iluminatului public, telefonii și toate cele necesare funcționări. Asta ar însemna că aveți un procent bun la încasări și taxa la impozit. Nu, prea ne străduim, deci procentul a fost bun la începutul anului, pentru că majoritatea oamenilor au venit și au plătit, profitând de șansa celor cele 10% reduceri. Bonificația. Dar la ora actuală, vreau să vă spun că luna asta suntem într-o panică foarte mare datorită faptului că nici motorina care am luat-o nu avem cu ce-o plăti. Riscăm ca luna următoare să nu avem motorină. Norocul nostru este că copiii intră în vacanță și nu o să mai trebuie asta. O să fie mai mici cheltuielile, da? Da. Cam câți copii școlari aveți, domn primar? În jur de 350 de copii. Problema mare e că fiind, deci reducându-se numărul de copii, am început de anul trecut să
transportăm de la școala, la școala centrală aici la Hurduge și copiii din satele Gușței de la gimnaziu. Gușței sau și Grumezoaia? Grumezoaia, Urlaț, Plotonești, îi transportam mai de mult timp. Uh-huh. În schimb, până acum, până anul trecut, în satul Gușței au funcționat și gimnaziu. De anul trecut a scăzut numărul de copii și acum avem gimnaziu numai la școala de centru la Hurduge. La bibliotecă ați avut o doamnă bibliotecară, cum se numea? Cum se numește? Doamna Bita. Și mai este cum? Bita Tasica, este pensionară și încă mai funcționează. Mai lucrează acolo. Da, cât o mai sta, după aia trebuie să scoatem postul la concurs. Probleme mari avem și în această privință la nivel de comună, pentru că dacă iese la pensie un funcționar sau un... N-aveți cadru, cu cine îl locui. Nu prea se găsesc persoane care să concureze la aceste posturi libere. Aici la dumneavoastră putem vorbi de un centru cultural. Am văzut că este și o asociație internațională, Dimitri Cantemir. Este o asociație înființată la nivelul Universității din Creștini din București, Dimitrie Cantemir, care de fiecare dată când își aniversează înființarea, suntem și noi invitați, comuna Dimitrie Cantemir. Am văzut că aveți vreo câteva nume, mă rog, binișor cotate în arealul cultural românesc. Doamna Munteanu? Da, este vorba de doamna Munteanu, care este și poet. Are... I-am văzut vreo câteva titluri, da? Are poezii scrise. Acum urmează să-i decernăm titlul de cetățean de onoare, ocazii cu care am înțeles că își va mai lansa un volum de poezii. Da. Mai aveți încă un poet? Profesor Clit. În afară de Clit, mai aveți pe cineva care vine din când un cetățean de vreo 70 de ani? E vorba de domnul... Deci numele... vorbim de, să zicem, o activitate culturală continuă? Domnul Vasiluță, care a și elaborat... în avantpremier o monografie a comunii. Eu aveți pe alu Clit monografie. Dar alu domnul Vasiluță nu prea au fost atât de bine informată și documentată și pus la punct, dar și domn profesor Clit s-a mai inspirat și din aia. Mai preluat de acolo. Au făcut cercetările care le-au făcut dumnealui și au pus la punct un prim volum al monografiei comunii. Mie mi se pare că e tare dechisită comuna. Aveți partea de infrastructură asfaltată, iată, ați organizat centrul ăsta aici, primăria e binișor dotată, ar trebui să fie bine de trăit la dumneavoastră. Din ceea ce privește infrastructura, nu e chiar atât de bine pus la punct. Așa. Adică artiera principală, care este drumul județean 244B, și mai pus la punct. În rest, să știți că nu prea... Am acum un proiect de un drum comunal 37 și parte din drum comunal 38, care e o lungime de 4,5 km, care este în stadiu de licitații. Și încercăm să... Mai aveți și alte proiecte? Mai am un rest de executat la niște poduri pe care au fost un proiect cu ordonanța 7, nu s-au terminat. Și acum am făcut eu proiectul de rest de executat, să terminăm în satul Gușței și în satul Plotonești. Am o grădiniță pe fonduri europene, care este tot așa în stadiu de licitații. Două școli reabilitare, am întreprins demersurile pentru 4 școli, sunt aprobate proiecte de finanțare 4 școli, dar deci sunt aprobate ca și proiect eligibil, dar avem finanțare numai pe 2 prin PNDL 2 de modernizări, extindere în vederea obținerii avizului la ISU și la Direcția de Sănătate Publică.
ca să mă întorc un pic la bibliotecă. Am văzut că e bine organizată, e tare sufletistă, doamna Bica sau Dica? Bita. Da. E foarte sufletistă. Ați făcut acțiuni și zilele trecute îmi spunea câte ceva. Eu insist asupra ideii de centru cultural și voi vă mândriți și, și cu niște personalități de aici. Hai să zicem, faima lui Dimitrie Cantemir se mai transmite acum, că dacă tot s-a născut pe aici... Da, noi suntem, chiar suntem foarte mândri că Dimitrie Cantemir a fost băștinaș al acestor locuri, pentru că... Satul a dispărut, dar el... Satul este constat. Dispărut, dar comuna este. Comuna este. Deci trebuie să fim mândri de asta. Hai să-l văd. Primarul chiar e mândru de comuna lui? Sigur, cum să nu fiu mândru de comuna mea? Atâta va trebui. Nu că atâta mi-ar trebui, dar asta înseamnă că nu există dacă nu... Așa, asta înseamnă că vă păstrați... De unii ești născut, de unde, chiar dacă unii sunt plecați, eu bănuiesc că tot au un sentiment de întoarcere, dorința de întoarcere. Un sentiment nostalgic față de locurile de unde au plecat. Domn primar, cum s-ar putea face, așa cum vedeți dumneavoastră, dacă să se întoarcă lumea înapoi, la noi aici să-și facă? Nu știu dacă... Nu văd o situație de... Și nici în perspectivă nu văd o situație prin care oamenii să mai întoarcă înapoi, datorită condițiilor sociale care sunt în această, la această dată. Nu-i vorba, cred că nu-i vorba numai de comuna Dimitrie Cantemir. E vorba de... De toată Moldova, dar de fapt de toată țara. De toată țara, dar în special în zona Moldovei, unii vedeți că la noi suntem privilegiați și de infrastructură și de... Sunteți, în cazul ăsta sunteți privați, adică nu aveți cum trebuie. Nu, mă refer la nivel de Moldova, pentru că și din multe discuții și cu mai mulți discutam la un moment dat de necesitatea construcții unei autostrăzi, dacă ar fi până la Iași, deci Iașul, care ar fi mai aproape de noi, deci ar avea efecte benefice și pentru zona noastră, Iașul ar deveni, să zic așa, un al doilea Cluj, poate. Da, mai ales într-o perspectivă a unirii. Domnule primar Roman, aș risca o întrebare. Care principalul element de susținere a optimismului dumneavoastră ca primar și de ce nu ca reprezentant al oamenilor, al peste 2000 de oameni din comun? Optimismul constă în încrederea în ziua de mâine, asta se în ziua de mâine în încrederea în mine, că zic că o să pot să rezolv niște probleme care la ora actuală sunt foarte dificile pentru comunitate și deci nu un sprijinul care totuși mi-l mai acordă la nivelul județean. Floarea de tei, mă întorc la ea, nu-i prilej de optimism, teiul sunt. Da, și asta e. Altfel spus, primăvara, vara, eu un câmpul. Motiv de optimist pentru că mirosul de tei te liniștește, te relaxează, te... Da, nu v-am întrebat cum v-ați gospodări, nu v-am întrebat multe altele, dar mă bucur să vorbesc cu dumneavoastră și să vă văd mai destins un pic, rândul trecut erați cam încruntat și trag nădejde că și comuna, și oamenii, și primarul, și cei din primărie să fie mai încrezători în ziua de mâine, chiar așa, în condițiile acestea de secetă, de greutăți. Toate astea le vom putea discuta
cum să văd, prin luna octombrie, să vedem. Când se la bilanț atunci? La bilanț, sigur că da. Ziua Comunii tot în octombrie va rămâne? În octombrie, dar în situațiile în care suntem financiar, noi nu. Nu-i sigur, nu-i deloc sigur. Nu avem de unde să... Dimitri Cantemir, personalitate, Dimitri Cantemir comună, era, și nu-l mai vedem că s-a dus de vreo 200 de ani, a murit în 1723, deci fac 300 de ani acum. Totuși el trebuie sărbătorit, aștept să ne invitați la simpozior măcar. Cu plăcere.